Ciuclea, pentru că a fost o primă repriză în care au fost 4 goluri de echipă de juniori. La nivelul ăsta nu poți să iei campionatul. La nivelul ăsta cu campionatul se câștigă cu apărarea. Și în primul an când am câștigat aici campionatul și cupa a fost cu în urma unei apărări și o echipă foarte organizată defensiv. Foarte greu de explicat cele 4 goluri. S-au luat multe în partea stângă. Nicoara n-aș da nici de foarte mult timp. Sunt multe scuze, astea nu trebuie scuze, trebuie să spunem că a fost mai bun ca noi și din păcate, ceea ce ne-am propus să câștigăm astăzi nu ne-a ieșit. Și nu, ne-am propus un joc bun și nici ăla nu a reușit. Prima repriză dezastru ca la Ploiești, se repită, repriza a doua mai bună, dar nu cine știe ce. Un rând de muncă și greu, din ce în ce va fi mai greu, că acum încep jocurile din 3-3 zile. Să caut alte soluții și alte jucători, că până la urmă n-ai ce să faci, să dai șanse și la alții. Atâta. Nu vreți să mă întrebați. Da. Ați realizat cumva o formă slabă când ați venit la echipă? Nu, nu e vorba de asta. Suntem echipă lungă. Când e vorba de echipă lungă, normal că efortul e mult mai mare. Suntem echipă lungă. Folosim foarte mult pasa lungă. Echipa se întinde, ne bazăm pe viteza lui Sugu, nu suntem o echipă grupată, nu avem un joc de echipă, avem un joc individual. Și jucătorul atunci mută jocul repede la celălalt, hai că scapă Sugu, hai că pleacă la pe aia, și na. Până la urmă nici intrarul de Zerbi nu m-a mulțumit, golul 2 iar a fost o prostie, lovitură liberă și știam că vine Crumul, vă s-au dat gol la Brașov, așa de sau l-am arătat la video. Deci, cum dau ei golurile? Veți remonta psihic. Deci ca să remontezi pe un fizic trebuie să vorbești foarte mult cu el. Nu supărat. Eu am venit să iau campionatul. Și am sperat în asta și am crezut în asta, că altfel nu veneam. Și ați pierdut ceva la acest meci? Am pierdut 3 puncte mari de tot. Mari. Trebuie să știți 3 puncte care poate să valoreze cât un campionat. Deci realitatea asta. Deci ca să remontezi echipa psihic, le arăți greșelile, le arăți și pe teren încă o dată ce au greșit, treci la pregătirea următorului joc, avem noroc că jucăm sâmbătă, că după aia gata, s-a terminat. Jucăm sâmbătă, marți, sâmbătă, miercuri, nu mai știm după aia când se termine, după Ucluj nu mai știm când jucăm. Și ce e important să nu primești gol și să dai, că dacă nu primeam era 2-0 pentru noi. Hai să simplu e. Reacție, niciun fel de reacție din partea jucătorilor. Și a fost o singură reacție la golul lui Branici, care a venit dintr-o fază fixă. Da. Deci și golul lui a venit de o greșeală lui Maftei, la colțul scurt și taie lui Beto. Deci când Maftei era în marcaj cu Krumov, el trebuie să facă marcajul, i-a luat fața la colțul scurt, că așa au dat și golul la Brașov, și Beto care a scăpat un minge simplă, care la altă dată, oricum Beto n-a salvat asta încă de 3-4 goluri, cel puțin. Suntem o echipă lungă, o echipă care are jucători de individual, pentru că nu poți să spui că Rocea sau Alex, cei doi brazilieni din față sau Ilieu, dacă e un jucător tehnic și de viteză. Deși, până la urmă știți cum e. Din păcate n-am știut unul să-l gestionăm. Am luat repede golul și apoi a venit și golul 3. Când e golul 3, am trecut 3-1 la pauză, e greu de 3-1, 4-1, că a venit și golul 4. Eram 5 contra 2 și la golul 4. Greu de spus, să știți, greu de spus. Asta să le explic lor, să le uite repede, să trecem altul. Pentru că sunt ultimele două jocuri acasă la 9 goluri. Deja e aici. Numai prin dialog, prin asta putem câștiga. Putem câștiga ce? Să uite asta și să încercați să câștiga la toată neam. Sau victorie, să trebuie scântăiești. Suntem tot pe primul loc. Asta e norocul care îl avem. E un noroc mare care îl avem. Cât de grav este accidentarea la Liviu Gata? Na, Liviu cred că nu mai joacă până la sfârșit. La bara care a dat-o a fost ruptură, cred. Vă spun acum, mâine dimineață, să știm, dar eu când îl știu pe loc, a fost bară. Acolo putem face 4-3 iară. Rănii, am avut, deci ca să intrăm în loc, totuși repriza doar nu jucă nu știu ce fotbal foarte bun, am mutat bine jocul, dar a avut Rănii 2 și a avut Liviu Gata 1. Scorul putem să ne întoarcem jocul, la un moment dat. Eu spun că Mureșan a nemeritat al doilea galben. Și a fost un jucător al lor, eu spun, într-o formă, echipă bună și un jucător în formă deosebită. Dar nu mai știam din București că l-am avut pe Popa.
și pe Maftel l-a făcut cu galben, și pe Mureșan cu galben, nu mai spun de Nicoară. Deci un jucător care când se întoarce cu fața la joc, și cu rapidul el a scris gol, un jucător bun, 25 de ani matur, nu are frică, și a zis că tot ce a venit, ce au avut de periculos, nu e de tot din partea dreaptă, a lor, stânga noastră.